Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Tema conferinței de presă de astăzi este lansarea programului Rabla pentru electrocasnice. Îi dau cuvântul în continuare domnului ministru Mircea Pechel. Domnule ministru, vă rog. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Voi face o scurtă declarație de presă referitoare la un program pe care foarte mulți români îl așteaptă și care se numește Rabla pentru electrocasnice. Aș vrea să îi anunț pe români că programul demarează în câteva zile. Astăzi a fost deja publicat în Monitorul Oficial ghidul pentru finanțarea acestui program. Tot astăzi i-am solicitat președintelui administrației Fondului pentru Mediu să semneze decizia prin care acest program începe efectiv. În foarte scurt timp și de îndată ce toți comercianții se vor înregistra și se vor valida în acest program, românii pot să beneficieze de această finanțare. Populația va putea să facă efectiv cumpărături prin programul Rabla pentru electrocasnice, începând cu data de 15 decembrie a acestui an. Practic, fiecare român poate beneficia de achiziționarea a 9 categorii de produse. Există și niște elemente de noutate în acest program și ne-am gândit că suprapunerea cu sărbătorile de iarnă ar putea să aducă un plus de valoare și un plus de eficiență pentru acest program. Avem un buget total de 40 de milioane de lei. Este un buget consistent, este dublul față de bugetul pe care l-am alocat atunci când a demarat acest program în anul 2018 și noi estimăm că peste 100.000 de români vor putea să beneficieze de acest program. Finanțăm maxim 50% din valoarea unui echipament și bănuiesc că toată lumea vrea să știe ce echipamente finanțăm în mod concret. Aici avem o noutate, faptul că am introdus, față de anii trecuți, 4 categorii noi de produse, respectiv aspiratoare, uscătoare de rufe și marele element de noutate este că în acest an vom veni în sprijinul românilor care sunt la domiciliu, muncesc la domiciliu sau în sprijinul copiilor care beneficiază de școală online. Și vom finanța tablete și laptopuri pentru ca să ne asigurăm că și noi, cei de la Ministerul Mediului, contribuim pe lângă ceea ce facem prin diminuarea facturilor de curent electric, contribuim și la digitalizarea și eficientizarea modului în care copiii noștri învață. Cât privește valoarea fiecărui voucher, avem propusă suma de 500 de lei pentru laptopuri, 400 de lei pentru mașinile de spălat vase, aparate de aer condiționat, inclusiv cele portabile, frigidere sau combine frigorifice, televizoarele și uscătoarele de rufe, de asemenea, vor beneficia de 400 de lei, 300 de lei va fi valoarea voucherului pentru mașina de spălat rufe, aici am crescut cu 30% față de anii anteriori valoarea acestui voucher și de asemenea tot 300 de lei va fi valoarea voucherului pentru achiziționarea unei tablete. Totodată, pentru achiziționarea de aspiratoare oferim un voucher de 200 de lei. Este important să știm că aceste vouchere vor fi emise în mod electronic. Modalitatea de obținere a acestora va fi una foarte simplă. Practic fiecare român va intra pe site-ul Fondului pentru Mediu, pe afm.ro, unde nu trebuie să introducă decât
datele personale și categoria de echipament pe care dorește să o, pentru care dorește să beneficieze de voucher. Se va emite un voucher electronic care va putea fi utilizat atât fizic în magazinul unui comerciant, cât și electronic pe site-ul comercianților într-un termen de maxim 15 zile. Dacă nu va fi folosit, suma respectivă va putea fi pusă la dispoziția altui beneficiar care va dori să se înscrie în program în măsura în care vor exista încă fonduri suficiente. Condiția, ca și în anii trecuți, este să ducem fie la magazinul fizic, fie să predăm curierului la achiziționarea unui produs nou, să dăm un electrocasnic vechi din aceeași categorie. Aici avem și două excepții. La uscătoare de rufe nu este neapărat nevoie să predea exact un uscător de rufe, poate să predea și un alt electrocasnic similar. La fel cum și la mașinile de spălat vase se pot preda și alte tipuri de electrocasnice. Și aș mai adăuga că în cazul laptopurilor și tabletelor ne dorim să scoatem din funcțiune calculatoarele vechi și acolo va trebui să predea un calculator vechi. Aș mai adăuga faptul că fiecare român poate să beneficieze de una sau de mai multe vouchere, de unul sau de mai multe vouchere din fiecare categorie. Practic, având 9 categorii, pot obține 9 vouchere diferite. În următoarea săptămână ne așteptăm ca toți comercianții să fie validați, toți comercianții să dorească să beneficieze de acest program. Au existat mai multe runde de întâlniri la nivel tehnic între colegii mei din minister, din administrația Fondului pentru Mediu și reprezentanții tuturor comercianților din România, fie marile magazine online, fie magazinele fizice, și au agreat de comun acord, pe de o parte, calendarul, pe de altă parte și modalitatea concretă în care se va face decontarea. Aș mai adăuga un element de noutate față de anii trecuți, când procesarea dosarelor de finanțare se făcea exclusiv manual și îmi povesteau colegii din AFM că uneori a durat mai mult de 2 luni de zile să proceseze manual toate voucherele pe care românii le-au folosit în vederea cumpărării de echipamente noi. Anul acesta, spunând încă o dată cât de necesară este digitalizarea tuturor instituțiilor din coordonarea Ministerului Mediului, am solicitat colegilor ca întregul proces de emitere a voucherelor, dar mai ales de validare a acestor vouchere în vederea decontării lor de către comercianți, să fie un proces digital, un proces automatizat, un proces care să se întâmple în timp real, să nu pățim ca în anii trecuți ca un comerciant să aibă de suferit pentru că au trecut săptămâni sau poate luni de zile și încă nu a beneficiat de sumele aferente programului Rabla Plus. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă rog, dacă aveți întrebări, să le adresați. Da, dacă sunt întrebări, vă rugăm să folosiți microfoanele de pe masă și să vă prezentați. Bună dimineața, domnule ministru, Raluca Bărca, Antena 3. Vreau să vă întreb, referitor la câte vouchere poate obține un român, a spus unul sau mai multe vouchere din fiecare categorie. Să fiți mai exact. Nu. Un român poate lua 2 vouchere pentru un laptop, de pildă? Nu. Cred că nu am explicat suficient de clar. Poate lua maxim un voucher din fiecare categorie. Asta înseamnă maxim 9 vouchere, câte unul aferent fiecarei categorii. Bun, și ați spus că aceste cumpărături ar putea începe pe 15 decembrie. Mai exact, pe 15 decembrie îi îndemnați pe români să intre pe afm.ro sau
Voucherele să fie obținute înainte de această dată? Nu, pe 15 decembrie vor putea să obțină aceste vouchere și ele vor putea fi folosite începând exact din aceeași zi. Și au un termen de folosință de maxim 15 zile. Deci pe 15 decembrie aplicația va fi gata, comercianții vor fi gata, motiv pentru care românii vor putea să beneficieze de program începând cu aceeași zi. Și dacă ne puteți spune care au fost rezultatele programului anul trecut, de exemplu, câte echipamente vechi au fost scoase din uz? Au fost scoase din uz, dacă îmi amintesc bine cifrele de anul trecut, peste 60.000 de echipamente. Mulțumim. Mai avem întrebări? Da. Radu Șofran, obiectivele. Domnule ministru, a spus că se pot duce calculatoare. Ce înțelegeți pe calculator? Numai calculatorul propriu-zis sau și monitorul și toate celelalte ustensile ale lui? Tastatură, mouse, etc. Scopul acestui program este de a reduce factura de energie pe care o plătesc românii și implicit a reduce cantitatea de emisă de dioxid de carbon în atmosferă prin obținerea energiei electrice. Acesta este scopul programului și acesta este motivul pentru care îl putem finanța din certificatele de gaze cu efect de seră. În legătură cu tabletele și cu laptopurile, bineînțeles că va trebui să dovedim o economie de energie și am considerat că putem demonstra această economie de energie electrică înlocuind un echipament vechi care cu siguranță consumă foarte mult, în speță un desktop, un calculator mare, cu unul mai mic și portabil, cum ar fi un laptop sau chiar cu o tabletă. Mulțumesc, Cezar. Cezar, ascultat Digi24, cât de vechi pot să fie electrocasnicele pe care le ducem? Oricât de vechi, nu există o condiție de vechime, nici minimală, nici maximală. Dar îmi imaginez că românii vor fi tentați să schimbe electrocasnice care și-au depășit durata normală de folosință, dacă tot se debarasează de ele, și care astăzi sunt suficient de vechi cât să merite a fi înlocuite. Coincidența face ca un echipament vechi să fie de cele mai multe ori un echipament consumator de energie, pentru că tehnologia evoluează, mai ales în sensul reducerii consumului de energie, fie că vorbim de mașini de spălat, fie că vorbim despre uscătoare de rufe, de echipamente de aer condiționat și așa mai departe. Dar la uscătoarele și la mașinile de spălat de vase, a spus de produse similare, ce fel de produse? De orice echipament din acest program. Încă o întrebare. Vă rog. Care este valoarea medii pentru cei care aruncă deșeuri electrice și electronice și la ce procentaj a ajuns România acum în această privință, la colectarea deșeurilor electrice și electronice? Din păcate, înainte de a vorbi despre amenzi, eu cred că trebuie să vorbim despre campanii serioase de conștientizare. Pentru că am constatat că în continuare sunt foarte mulți români care nu aruncă deșeuri de echipamente electrice sau electronice din rea voință, ci pur și simplu unii chiar nu știu cât de nocive sunt ele dacă ajung la groapa de gunoi sau, Doamne ferește, dacă ajung pe câmpurile din jurul orașelor, pe de o parte. Pe de altă parte, există de foarte mulți ani obligativitatea autorităților publice locale, în speță primăriilor, de a organiza puncte de colectare pentru astfel de echipamente, astfel ca orice român, fără să fie nevoie de vreo campanie a Ministerului Mediului, să poată să se debaraseze de echipamente vechi care ar trebui duse într-un loc bine securizat, păzit, în mod civilizat, ferit de ploaie sau de alte evenimente meteorologice și să se poată debarasa în mod civilizat de aceste echipamente. În legătură cu amenziile pe care ar trebui să le primească românilor, ele sunt
la fel ca și amenzile pentru debarasarea ilegală de deșeuri în domeniul public. Ele încep de la câteva mii de lei și pot să se constituie inclusiv în infracțiuni, dacă e cazul și dacă se constată că s-a pus în pericol mediul înconjurător, dar eu cred că avem pași importanți de făcut și la capitolul gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Din nefericire, la fel ca și în, cazul deșeurilor menajere municipale, nici aici nu stăm mai bine. În continuare, foarte multe deșeuri de echipamente electrice și electronice ajung la fier vechi, ajung la remat, ajung pe câmpurile din jurul Bucureștiului și nu numai, unde nu de puține ori sunt incinerate și bănuiesc că ați văzut acțiunile Ministerului Mediului din ultima perioadă. Eu cred că va trebui în viitor să venim în mod concret cu niște măsuri legislative și mai ambițioase, care țin și de populație, care țin și de primării, care țin și de comercianți, pentru ca să ne atingem ținta care de la anul va fi 65%, spre deosebire de ținta de 45% din acest an, pe care nici asta nu o atingem. Bună dimineața, Cristina Vodova, TVR. Pot beneficia de acest program și cei care au datorii la stat? Se păstrează acea declarație pe propria răspundere cum că nu au datorii la stat? Și dacă se păstrează în cazul în care există o astfel de datorie, spre exemplu, nu mi-am plătit impozitul, cum aflu, în cât timp aflu că nu sunt eligibili pentru acest program? Mulțumesc! Eu am rugat colegii de la AFM ca astfel de programe să fie unele foarte simple, foarte accesibile pentru români. Din informațiile pe care le am eu, nu este nevoie de certificat fiscal de la administrația locală și nici de la administrația de finanțe publice, dar v-aș ruga să îmi permiteți să mă documentez pe marginea acestui subiect și să vă răspund imediat după conferință ca să nu inducem pe cineva în eroare. Anul trecut s-au terminat foarte repede aceste vouchere. Intenționat, dacă se vor termina repede, să mai scoate și altele în plus. Asta o întrebare și a doua întrebare, dacă se adresează și persoanelor juridice. Aș începe cu a doua întrebare, spunând că programul se adresează exclusiv persoanelor fizice în acest an. Pe de altă parte, în măsura în care vom constata că există un foarte mare apetit al românilor pentru acest program, așa cum am făcut și cu Rabla Plus în cazul autoturismelor electrice și ori de câte ori avem programe care în mod evident vin în sprijinul românilor și mai ales în sprijinul mediului înconjurător, și în măsura în care identificăm resurse în bugetul AFM-ului pentru că alte programe au performat mai prost, putem să ne gândim și la o suplimentare de buget, dar aș aștepta mai întâi să vedem cum evoluează în mod concret programul și pe urmă, bineînțeles că putem avea și astfel de discuții. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim mult pentru participare și vă așteptăm data viitoare. La revedere! Când are datorii? Dacă îmi permiteți să răspund la întrebarea dumneavoastră, îmi spun colegii că e nevoie de o declarație pe proprie răspundere că nu are datorii, nu avem nevoie de certificate nici de la ANAF, nici de la alte instituții. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult!